Salutare, boys and girls, și bine v-am găsit la un nou episod din League of Noobs, seria voastră preferată de League of Legends din România. Jucăm Blitzcrank la rang, suntem support, suntem gold 1, avem 50 de LP-uri, suntem aici alături de Mădă care joacă cu Vayne. Avem și skin-ul ăsta drăguț pe Blitzcrank, sau cum se numea, ceva not Blitzcrank. Sau, stai că parcă scrie skin-ul aici. Uite, definitely not Blitzcrank se numește skin-ul. Mi-a picat la cutiuță, e destul de drăguț. Să vedem și noi ce echipă avem și ce echipă au ei. Bun, noi avem Vayne de carry, Blitzcrank support, Annie avem pe Min, Nasus top și Lee Sin junglă. În echipa dinamică avem Ezreal, o să ne facă puține probleme că de să fuge acolo. Bam, 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 manevre, manevre. Avem Zilean support, Zoe mid, Yasuo top și Riven, V în jungla inamică. O să fie destul de interesant, nu uitați să vă abonați canalul dacă n-ați făcut încă, să dați un like acestui videoclip pentru că mă așteptat tare mult. Știți că la ultimul episod eram gold 3, aveam undeva la vreo 25 de LP-uri. Am ajuns gold 1, am jucat într-un livestream de dimineață, o să vă las eu livestream-ul undeva acolo pe ecran la sfârșit sau cu adnotare de-aia acolo, să vedeți tot parcursul. Avem 50 de LP-uri, astea am jucat noi off-camera, destul de... Ok, meciurile, nu, adică le-am filmat și după am oprit din filmare, nu aveam așa suficient de mult chef să stau să filmez, să vorbesc, să mă exteriorizez pe aici, pur și simplu doar m-am jucat și cam atâta. Bun, hai să vedem și noi cum o să decurgă treaba, nasol că suntem în partea asta și o să-mi fie cam greu mie la Hookerino, mai ales că sunt puțin parezat cu Blitzcrank, așa că o să vedem cât de bine o să iasă. Avem paralizie pe mâna dreaptă la Blitz, să nu vă faceți probleme sau griji. Da, aparent îl luăm pe băiat. Și dăm și puțin damage. Well play, well play, well play. Nice, frumos! A, că a început bine. First hook. Și l-am și luat pe ăla. I-am dat mai mult de jumătate de HP-ul. Joacă la Klepto și văd că are poțiuni de HP-ul băiatul. Dai, mai dăm un Hookerino și-și dă și heal-ul de data asta. Frumos, mă. Ha, mă, că am început bine cu Hookerinile. Bun, dacă sunteți în comentarii acolo, lăsați și un like și scrieți așa, hashtag hook, da? Bun. Hai să vedem acolo niște hashtag hook-uri în comentarii, boys. Ha, am vrut să-l prind pe ăla. Am vrut să-l prind pe ăla, mă. Pe bărbos. Vreau să-i dăm la... Oh, first blood-ul pentru noi, Lee Sin acolo face kill-ul cu Toku Gank. Frumos, Lee Sin. Bravo, Lee. Bravo, tati. Ia, yeah, vine Moșu, aruncă el cu bombă aici. Bă, termină, bă, teroristul. Asta seamănă cu Bin Laden. Ia uite, și ăsta aruncă cu Q-uri după mine. Bă, ce au ăștia, mă, cu noi, boys? Nu, mă. Să feresc băieții acum. Le e frică de tânărul Blitzcrank, profesorul Blitz. Hai să le arătăm noi aici un profesor Blitz, ne schimbăm numele. Profesor Blitz. Nu, am tras minionul. A fost aproape, știu, cu oricum de ăla. Cred că a fost minionul la câțiva centimetri. Știi ce facem, mă? Da, așteptăm 9 secunde, dacă pușează, mă bag cu W, E în ăla, îi dau ignite-ul și dacă e să fugă, îi dăm hook-ul. Da, să-i lăsăm puțin să pușeze. Holy Sin again pe top, Yasuo, așa mare tilt. How to tilt Yasuo, nu mai avem mană. Mi-am activat eu cu W-ul, nu mai am mană. Hai că am înțeles. Am avut și mană game-ul ăsta. Opa, hopa, gang, 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 gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Nu avem mană deocamdată să dăm un Carino. Ți-ai dat flash-ul, nu, mă dă? Da, și-a dat flash-ul, mă dă, e ok. Bun, ca să știu dacă... S-ar putea să mai vină aia pe acolo încă o dată. Ia, lasă-mă pe mine. Dar nu, nici eu n-am mord. Aha. Ia, ia. One more basic, yes! I can help you, my friend. Oh, God. Am prins-o frumos pe aia acolo, am făcut manevra. Păcat, a fost păcat. N-am avut mai mult cu ce să-l ajut pe mădă.
Bun, hai că am luat și două poțiunele. Tristețe. Bolisinul ăla l-a nebunit pe Yasuo. Oh my god, deci dacă Yasuo nu o să dea rage quit, mare mi-e mirarea. Mare mi-e mirarea, frate. Deci, câte? 3 gankuri? I-a făcut ăla? Da, 3 gankuri, că are 3 kill-uri, 3 asisturi. Yasuo pur și simplu în clip asta e ceva de genul: bă, băgai mi-aș picioarele, am 24 de minioni. Not good, my friend. Not good for you, bitch. Știți care e chestia aia cu Yasuo top? Yasuo fidează topul. Ia să-l vedem pe bătrânul ăsta. Ce fac, bă, bătrâne? Nu mai umbla cu copii! Uuu, bătrânul! Close to dead! Nu! Sac, ce-a fost aproape moșul de moarte. Dacă aveam Ignite-ul, murea, mă. Oh, sorry, mă, dă. Sorry, my friend. Lack spice. Nu, no, dar eu dăm la moșul ăla pentru îndrăzneala de a-l omorâ pe mădă. Toți bătrânul, măti. Nu am vrut să mă duc în turetă. E ok, ok, mădă. Mi-am dat seama că gen caracterul tău. Ia să vedem pe Lee Sin acolo, încearcă un gank pe Mir. Ratează acolo, dar prinde Q-ul frumos. Se va băga? Nu se va băga, deși Zoe nu are mană. Am văzut că mădă n-a, gen caracterul îi făcea ceva de genul așa, știi? Adică era clar că o să întâmplă ceva. Hai să-i duc, wow, minionii mai aproape de turetă la fraier. Ia vină cu prietene. Vezi când are eu. Ok, heal. Hai că profesorul Blitzcrank face treabă. Dar nu înțeleg că via aia parcă murise, mădă. Cum de nu am niciun assist? Wait, what? De-am prins-o în turn atunci. Lipsește bătrânul. Ia treci, bătrâne, încoa. Iar vrei să dai bombe la copii aici? Bun, hai să nu ia Lee Sin-ul damage. Pot să iau eu ăsta. Mersi, 30 de gol la noi în buzunar, boys. Nu, ai grijă, mă, dacă pune ăsta la hotbar după noi. Vii aici. 3 secunde am ignite-ul. 3 secunde am ignite. Hopa! Well play. Dar... Nu, n-avem ce să mai fac. Sorry, mădă. Ai luat kill-ul, nu? A luat kill-ul. E regulă. Ha, că dăm niște hookeri juniori. Îți plac, mădă, hookerile mele? Zic că îți plac pentru videoclip doar. N-aude nimeni. Bun, hai să mergem înapoi. Aparent ies hookerile pe Blitz. Probabil dacă aș exersa mai mult cu Blitz, cred că ar fi mai ok. Chica, yes, I like your hook. Bine așa, perfect, mădă, perfect. Așa. Nu l-am plătit să spun asta, s-au rugat frumos, s-au implorat. A spus-o din proprie inițiativă. Mădă este un băiat bun. Hashtag mădă băiat bun. Ia să vedem. Nu putem. Oricum e clar că noi dominăm bot lane-ul. Asta e absolut clar. Ok. Și-a dat tumba aia. Tumba sau eu, cum dracu? Veina are. Bă, a făcut Yasuo kill, mă. Stai, mă, așa că revine Yasuo, boss. Stai că Yasuo revine și nu e bine. Hai, mă, mai fugi mult. Pițear casa, dracu. Câtă mana ai de E? Hai că ești mor de data asta. Hai cu ai flash! Firai al dracu! Acu-ți dă la ultimată! Bă, să poată ăștia să fie... Hopa!
Să aibă mai mult bulan de atâta. Ce-o fi mâncat Ezrealul ăla de dimineață? Are el 2 cu 0, dar nu face nimica cu kill-urile alea. Iar nu au făcut nimica. Asta așteptăm puțin pământ aici, să-i ținem puțin meneonii. Mai dăm și un heal la ei așa. Fiți atenți, la sfârșitul meciului, să numărați câte hook-uri am dat, nu palea ratate, palea bune, da? Hai că vin băieții. Și vine nervos Ezreal ăsta. Ia vină mă încoa, dacă ești tot așa nervos. Am înțeles. Mi-a dat-o și mie ăsta. Aproape mi-o dă. Hai, my friend. No. Fucking shit. Sorry de ping. Am dat din greșeală. Ce mă vin, mă, frate, ăștia pe noi, mă? N-am văzut. E dubioasă treaba, boys. Hai să luăm un ping, urmă, da. Stai puțin, așa că aparent ăștia tot campează. Ăla are 3 cu 0 milogul ăsta de Ezreal. Dar nu face nimic ca să moară Gibi, doar prinde kill-uri la bulan. Da, încă nu-i timpul trecut să îl rupem în două. Avem Vein late game. E mai tare decât un Ezreal. Dar nasul ăsta ia să vedem, o farma ceva? Cât are 153 de stack-uri, nu-i rău. Dacă avea 200 era și mai bine. Mamă, dar mai dă și ăla, dacă mai dai o dată, bă, bungur blond, prăjit. Ne supărăm. Uite, mă, ce viteză îi dă bătrânul. Tu-s bătrânul, măti. Și tu mai dai viteză, bătrâne. Hai. Ești de acolo. Ești tu-s dumnezeii, măti. Dai cu bombe la tine acasă, să știi. Iau să vedem acolo pe Lisin. Lisin versus Vi și Lisin câștigă. Dar l-a prins Zoe. A dat așa SS-ul după ce a murit. Avem pe bătrânul ăsta aici. Asta dacă mă pălește cu Q-urile alea. Oh, ce viteză are, bă, frate. Ia să vedem pe Eni acolo. Cuc în 10 secunde, Eni. Da, l-au văzut deja. Au văzut-o pe Eni. Yeah. What? Zilean flash. Ok. Ia uite-o și ping cord aici. Hai să-i dăm un pinguleț, că avem hook-ul pregătit. Ohoi, și Zoe deja aici. Aparent să strânge gașca mare. Mamă, dacă m-o scăzut-o eu. Încercăm să ne ferim de Zoe aia. Nu, sunt foarte mulți aici, mă, da, și sunt cam low. Nu pot da un hook corespunzător, că dacă mă mai împălește odată, cred că mă omoară. Ăla face broasca între timp ce ăștia sunt 4 bot. Hai că am înțeles, petrecere la Blitzcrank acasă. Aduce el băutura, voi aduceți restul. Nu. Bază de aici, boys. Nu mai stăm că e problemă. O să încercăm să ne mișcăm cât de repede putem înapoi pe lane. Bă, da, Lisin ăla trebuia să-l ajute pe mă de acolo. Ia uite, m-a ratat Q-ul. Ia să-l vedem acolo, dă dodge frumos, să vedem. Ezreal, e flash insectă, frumos insecta acolo. Bine, asta de la insect, știți? I-am zis insectă.
Nu, 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 nu vă băgați în turn, nu vă băgați că la deja și-a luat două hituri de la turn. Cel puțin știm că Zilean nu mai are ultimată și vin și eu. Venim, ne activăm frumos pe ei. Au trecut 15 minute, dar un joc foarte pasiv. 15 minute, dar un joc foarte pasiv. Pare rău că n-ați avut mai multă acțiune, boys, la meci. În cele 15 minute. Bun. Nice. Oricum, chiar dacă gen o să vedeți, de exemplu, la meciul ăsta, 50 de LP-uri și poate la următorul episod suntem platină 5. Gen, ori mă joc pe stream, în caz, gen dacă vă uitați decât la videoclipuri, ori mă joc pe stream, rank, dar se întâmplă mai rar puțin acum că am început să fac streamuri mai mult de dimineață. Ia, să vedem. Nu, 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 am ratat. A, cred că suntem morți aici sau... Da, suntem morți. Hai că am avut flash-ul. Facem stream-uri de dimineață și atunci nu prea putem juca rank. Well play, well play, well play! Frumos! Bravo! Bravo, mă dă. L-am ținut pe bătrân ocupat. Nu, nu mai am mana de Q acum. Oh. Vino cu Lisine, 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 Lisine. Bă. Haide, boss, că o băteam pe aia. M-a dat slip-ul Boulanger acolo. Încă dacă cât am avut mădă. Aia cred că te omoră cu aerii, dacă nu mă înșel, mădă, nu? Bun, hai să ne facem și cel roșu, de scos sword-uri. Un minion m-a omorât. Ce moarte tristă, mă, să te omoare un minion. Ne luăm asta, că ne dă 10% cooldown, să avem hook-uri mult mai des. În principiu, ne facem king-ul. M-aș duce în clipa asta, sincer, că văd că au Zoe, au și Zilean și Ezreal, care ăștia trei, practic, dacă nu sunt AP, scalează AP. Și o să-mi fac... Locket-ul. O să-mi dea și Magic Resist, o să-i ofere și Protect lui Mada. Bun, hai să luăm și Cannon-ul. Și încă un minion, te rog frumos, Mada. Mulțumesc. SS2 aici. Hai să scriem și pe chat. Opa, scriam all SS2. Mai dăm și odată două pinguri așa acasă. Uite, aici sunt pe mid. Bot, lane, mid. Ok. Ia să vedem la raid-ul lor, mă, să vedem dacă au raid-ul. Nu, nu l-au deocamdată. Nu, nu face bine nasul să-l acolo ce face. Yasuo și-a recuperat, bă, scorul, băieți. Are 2 cu... Bine, recuperat, are 2 cu 4. Really, man. Noi am dat SS-uri, cred că, de vreo 1000 de ori. Dar nu știu dacă o să fie worth. Au luat și o turetă acum pe top, dar noi deja suntem la a doua turetă pe bot side. Da, nu înțeleg și pe ăla ce face. Și-a luat două ultimate în gură, acel Lee Sin. Ia să vedem. Hai la Blitz-ul! Perfect, he's dead. Well play! Well play, mă dă. Felicitări. Hai mă cum! Când îți dă Blitzerinio un hookerinio de ăsta. Mă gândeam că poate mai agățam pe cineva după aici. Mamă, pe cine de bine jură în nasul ăla? Pe Lee Sin? După ce... I-a făcut o moatea gankurile în jură, mă? Oh my god. Problema e că o să ajungem în late game și Lee Sin în late. Nu știu cât de folositor o să ne fie. Deja au trecut 20 de minute din meci. De obicei, meciurile noastre nu durăm mai mult de 18 minute. Dubios. Dar Nasus cred că e român.
Nu mai românii pun asta, adică serios, numai noi românii punem chestiile astea de râs așa. Și că I hate Bronze Team. Toți dumnezeii, mătii. Ia să vedem, pe Eni pregătește ceva acolo. Ia să vedem. Da, las-o pe Eni asta că nu știu ce face. Hai la Blitzu! Hai că te-a făcut Blitzu! You motherfucker piece of shit! Now you fucked up, bitch! Now you fucked up, bitch! Hai să încărcăm HP-ul rapid, lumă, da. Bam! Bam! Așa, bun. Nu, ce mi dă moșul viteză, mă! A, ok, Worf. Ăla și-a dat heal flash dacă n-ați fost pe fază. L-am săltat pe Yasuo. Bun, încerc să stau în fața lui Mădă. Am încercat să stau în fața lui Sonia Cure de la Ezreal. Nu prea am mană și nu avem cu ce să-l ajung mai mult. One more hit. Suntem bine? Suntem bine? Suntem bine, suntem bine. Fuge, Nico! Taio, tati! A dat Blitzerino, un Hookerino frumos acolo. Bine, Eni! Respect, Eni! Bine, mă, bravo, Eni! Bun, haideți să ne facem Boys and Girls. Ne ducem către Locket, bineînțeles. Ne cumpărăm și două... Mă dă, unde ești? Vreau să te încoronez. Vino încoa. Prințul din poveste. Vino încoa. Nope. Nu, vino încoa. You motherfucker, come on. Nope. Oh my god. Ne ducem după el, nu, că nu-l lăsăm. Trebuie să-l prindem noi. Vedeți acolo. Vi, 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 vi. Știți ce am uitat să facem? Și am fost bază puțin mai devreme. Am uitat să ne upgradăm... Am uitat să ne upgradăm itemul. Bă, pe cine am pus asta? Am pus-o pe Lisin. Păi toat? Aparent Lisin este prințul din poveste. Nu mă pun să duc. N-avem range până acolo. Deși dacă nu dă Enistanu și o prindem la timp. Bine, bravo boys. Ce te-a măturat aia, mădă. Zici că ai fost ceva, mădă, ceva de genul un fulg, așa, știi? Care a bătut o briză mai rece și l-a terminat așa. The Hookerino, boy! Oh my god, the predict! Frumos! N-ai cum! 100% hook match-ul ăsta, boys! Yeah! Sunt aici, ai Nico! Nu te speria! Auto pe Anybot asta mare, 8 cu 0, motherfucker! N-o duce rău, Eni, n-o duce rău. Nici noi n-o ducem, absolut deloc n-o ducem rău. Eu am perfect cât da până acum, nu înțeleg, nu a fost asta intenția mea să avem un scor perfect. Dar, not even mad. Ia să vedem acolo pe Nasus care tot încearcă el manevre și scheme. Dai mort, am înțeles. Cât are Nasus? 1 cu 3. Slăbuțel Nasus. Da, sunt curios. Doar chestia asta. Ro, fiți atenți. Să vedem. Răspunde careva? Nu răspunde.
Blue mă dă. Hai să ție blue-ul. Poc. O, uite, vine Ezreal, vine Ezreal, vine Ezreal. Hai la tata blitzu! Pac, te-am păcălit, mă dă. Te-am făcut regele. Vin mai mulți, vin mai mulți, vin cotropitorii pe noi. Vin cotropitorii. Hopa, 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 vine nebunul de Yasuo, se activează cu scheme și cu tornadă pe noi. Nu ne e teamă de el. Nu ne e teamă, vă spun eu că nu mi-e teamă. Ia, moșu. Moșule! Ce tânăr ești, de cucul meu câte cam ferești. Ia să vedem pe Lee Sin acolo, încearcă scheme. Hai, Liule, hai, insecta, insecta! Hai că tanchez eu, mă, dă-i turnul, dă-i turnul, turnul, turnul. Hai că a deschis enimidul, a deschis și enimid lane, nu? Ia vino la moșu! Ți-ai dat ultimată, bulangiule! Ieșim cu flash-ul frumos. Nu, m-am băgat slash-ul pe ăsta și cred că sunt dead. Ah, m-am băgat slash-ul ăla, trebuia să fugim. Da, dar vedeți, vedeți ce înseamnă un suport să bagă în mijlocul acțiunii să ajute. Asta înseamnă. Să bagă în mijlocul acțiunii să ajute și te moare ca o cârpă. O cârpă, vă spun eu. Ne facem Frozen Heart-ul pentru că reduce atacul speed. Și are destul de mult Yasuo, are deja Phantom Dancer-ul pe el. O să ne facem pentru el. Asta are unul cu 9, 4, 6, 4, 4. Ar fi mers și un Abyssal Mask totodată. Dar și Frozen Heart. Decizii, decizii. Hai să mergem către Abyssal Mask-ul ăsta. Ups, ia fiți atenți voi, stați că am uitat ceva. Hai că e minutul 27. De 17 minute, eu tot uit să-mi upgradez trinket-ul. Venim și noi la Drake. La Drake, pardon, la Baron. Bun, ne punem așa frumos, totul în ordine. Să vedem acolo pe Annie, a luat puțin damage de la Zilean acolo. Văd că sunt cam toți în zona aceea, avem nevoie. Oh, Annie prinde o ultimată destul de frumoasă, dar nu prea face damage-ul acolo care trebuie. Bun, mai aveți acolo un ward, perfect. Nu au ward în zona aia, deci... Cred că mai bine mergem pe mid, mergem pe mid, mai bine. Flash la tata Blitz! Mi-a dat mie ultimata! You fucking moron! You fucking moron, V! Bătrânul tău o să plătească, a murit înainte. Mi-a dat mie ultimata proasta aia. You fucking piece of shit, V. Dar, guys, cred că cam ăsta a fost episodul. Nu mai are ce să ne mai oprească în clipa asta. Avem 2 cu 1 cu 15 cu Blitzcrank support. Destul de OP meciul acesta. N-a reușit foarte mult să îl fidez pe mădă. Dar băieții au avut un bulan extraordinar acolo pe bot side. Eu sper că v-a plăcut meciul cu Blitzcrank support. Nu uitați să vă uitați și la livestream-ul în care am ajuns gold 1, ca să nu avem chestii din acelea. Bă, dar de când ești tu gold 1? Parcă erai gold 3 la ultimul videoclip cu 25 de LP-uri și acum erai deja gold 1 cu 50 de LP-uri. Probabil acum o să avem mai mult, o să avem undeva la vreo 75, presupun. Stați o secundă, o să mă uit eu să vedem câte avem ca să fim siguri. O să vă dau și vouă să vedeți de asemenea. Dăm o onoare la mădă. Apropo, mulțumim program Cosmin David pentru cont. 77 de LP-uri, destul de ok, easy peasy boys. Asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like dacă ați ajuns până aici la videoclip. Scrieți și în comentarii acolo ce vreți voi, că v-a plăcut sau something. Eu am fost eu bun, Mad a fost aici. Sper că v-a distrat. Seară bună sau zi bună, depinde când priviți videoclipul. Bye bye.